Magie tot e pe aici. Nu e, nu. Perfect, râzi, a? Da. Nu, că zicea că îmi trimite acum niște filme în italiană. Următorul invitat recunoaște cu umor că, deși este încă tânăr, este idolul bunicilor. E artist, știe să asculte atunci când vorbește marea și nu are niciun fel de rețineri să te roage să-l iei cu tine dacă pleci. Îl invit în platou pe Cătălin Crișan! Ce faci, Cătălin Crișan? Și mă gândeam, tu stai seama că prima dată m-a invitat în 90, sunt 30 de ani de atunci. În 90 ne-am văzut. Lucrai la altă televiziune. La televiziunea română. La televiziunea română, da. Mam. Și tu, deci practic tu m-ai avut de multe ori invitat. Eu la toate emisiunile pe care le-am prezentat, da? N-am apucat să, adică da, nu, că, eu te-am invitat, dar n-aveai voie să vii. Că eram legat de contract. Și acum când ai zis de bunici și nu știu ce, zic, ia uite, bă, în 90 mă prezenta ca un tânăr, acum mă prezintă ca unul care are admiratori, no, doar bunici. Nu, nu, ca nu, nu, spui, știi cum nu, nu, n-ai înțeles tu, am zis că... N-am înțeles, nu, că nu. Eram cu o fată. Deci am zis așa, că deși ești... Fii atent cum am prezentat, ia și un loc aici, am zis așa, că următorul invitare cunoaște cu umor, deși este încă tânăr, că este idolul bunicilor. Că da, dar întotdeauna să știi că am fost. Da, de asta idolul... zic că încă tânăr. Uite, și acum mi s-a întâmplat o treabă foarte frumoasă. A venit o domnișoară, s-a îndreptat spre mine o domnișoară absolut superbă, că voi aveți aici numai, de aici numai de la oameni noi? Frumoși, da. Și... Șeulean! Zice, îmi dați și mie un autograf și opa. Zic, opa, așa îmi zic și eu. Ok, exact. Opa, zice, pentru bunică mi-a vorbit eu mult. Știi? Deci ai fost foarte ok. Da, da, e foarte fain, adică la urmă urmește iubească oamenii, dar tu ai și o poveste cu o doamnă de vreo 90 și ceva de ani? Da, am mai spus, pe Calea Victoriei mergeam la Neasandul Alșinel, la Tănase, și o doamnă, clar se vedea în vârstă, dar foarte fină, foarte elegantă, frumoasă, elegantă, și a venit, efectiv m-a văzut, m-a luat în brațe și zice, wow, am copilării cu muzica noastră, domnul Cătălin. Zic, să rămână, dar iertați-mă, știu că nu se întreabă, dar câți ani am? Zice, 92. Copilărit? Și am copilărit, zic, oi, Crișan, îți dai seama ce bine arăți, dar a copilărit acum 80 de ani cu mine. Da? Asta da, e. Da. Mă bucur tare că ești astăzi aici. Și eu, ce mai făcut în ultima perioadă? Pentru că noi ne-am întâlnit înainte de anul nou la o farsă pe care am făcut-o lui Horia Brenciu. Horia, da. Da, era Horia, Cloșca și Crișan. Și Brenciu chiar nu s-a prins și a fost forțit. Ce mai făcut? Ce, mă lupt cu kilogramele, în primul rând, că se vede că m-am îngrășat. Mănânc seara, din păcate, pentru că stăm în casă de un an și ceva. În al doilea rând am compus mult. Da? Da, am compus colegilor mei. Stai că m-a rugat cineva să... Carmen Rădulescu, cred, nu? A fost ieri și ne-a spus că ai compus două piese. Am compus și pentru ea și pentru Nico și pentru primul tenor solist la Opera Română, Alin Stoica. Pentru colegi de-ai mei din Republica Moldova m-au sunat. Am scris mult. Am deci așa doua piesă de teatru. Nu știu dacă o să apucăm vreodată să o jucăm. Foarte frumos, activitate. Da. Nu vine să cred, acum mă gândeam ce mari sunt copiii tăi. 20 de ani? 21, 20... 17 și 7, da. Mamă. Da, da, deci da. 21 de ani are... Daria. Daria. Raris, 17 ani. 17, da, și Lara, 7. Wow. Da, da, să duc anii. 21 de ani, îți dai seama. 21 de ani, îți dai seama? Daria, mâine, da. Păi mine poți să fii bunic? Da, nu-mi doresc încă. Adică nu e... nu ține nu de cred. Tine. E adevărat că nu ține de mine și oricum dacă îi spun, da, exact. Ori face invers, ori nu contează. La un moment dat. Da, da, dar are treaba acum, că a intrat, dar i-a intrat la facultate, la Institutul de Teatru, nu știu cum se mai numește acum, Institutul de Teatru, și e studentă în anul întâi și are treaba, nu cred că stă să devină mamă. Prea băi, vorba ta. Exact, oameni buni, avem și niște imagini care sunt convins că o să vă placă, da. Cu nimeni altul decât Cătălin Crișan. Când a fost aici, da, am văzut pozele cu copiii. Da, nici eu nu știu ce dați. Nu, vreau să dau prima ta apariție la festivalul Mamaia, cu vai, sunet. Vai de capul, mă. În 87. 33 de ani, îți dai seama? Fii atent. Maestre, imagine. Cu șapte din genunchi vorbește mare despre corabii scufundate în furtuni și despre visători plecați de atâtea ori în van spre infinitele cărări din patru zări.
Dar când vântul obosit printre nori s-a risipit, iar soarele sărută marea. Avem, deci aici este apariție de la... Aplauze. Da, avem și aplauze. Și de la oameni tineri. Exact. O să râzi, dar oriunde mă ai duceam... Ai și câștigat atunci. Am câștigat primul întâi, era prima participare și erau pe vremea aceea niște avanpremiere Mamaia. Da. Era o treabă foarte bună, pentru că mergeam toate stațiunile, cei care intraseră în concursul de la Mamaia, la interpretare, și practic cu public... plătitor, da. Repetai ceva, ceea ce vei urmează cânta. Să crezi, da. Da, da. Ai luat premiu atunci la Mamaia. Și sacul acela care arată ca un halat, da. Practic era făcut oarecum de comandă, că în 87 nu puteai să faci, dar venea mulat când am plecat la Mamaia. În o săptămână, 10 zile cât am stat acolo, aveam atât de mari emoții, nu mâncam absolut nimic, nici nu dormeam din anumite motive. Da, normal, pe litoral. Pe litoral. Exact. Adică de la valuri, era zgomotul, da. Valurilor foarte puternic. Adică dormeai noaptea pe plajă. Exact, exact. Și atunci, de-aia am ajuns în halul ăla de slab și de-aia deci am în două săptămâni ai slăbit vreo 10 kg. 10 sau 12, da. Da. Asta una la mână și doi, îți dai seama cât am repetat Vorbește Marea, că piesa asta era în prima audiție și tot am greșit versurile. Asta vreau să zic, că erai greșit versurile. Da. În loc să zic cu ho-ho din genunchi, am zis cu 7 din genunchi, deci îți dai seama. Și așa aveam fața. Și tot ai luat premiu. Și premiu știi de ce l-am luat? Că nu eram în cărți. Premiu l-am luat 100% pentru faptul că pur și simplu grădina aproape s-a ridicat în picioare și a început să strige bis. Octavian Ursulescu era în direct, da. Și TVR și a intrat și când au început să strige bici, am crezut că a intrat cineva în spate, știi, că a aplaudat toată lumea, zic, bof, a intrat cineva din cei care au recital ca următorul, da, următor. Da, nu următor, adică da, din cei care vedetele, da. Exact. Și el a zis, zice, nu e voie să ofere bis, știi? Și probabil că juriul n-a avut ce face, că nu eram deloc în cărți. Publicul cânte... Eu pot să-ți mai spun ceva ce n-am spus niciodată. Ah. Hai că spun acum, că ție îți plac astea. Când am fost la preselecție, unde au fost 600 și ceva, pe cât eram noi, vreo 20 și ceva de locuri, pe mine m-au strigat ultimul. La Tănase l-a fost preselecția. Da. Ultimul m-a din strigat. Din cei 26 care trebuiau, sau 28 cât eram noi la care intram. E, după vreo 4 ani, Aurel Manolache, care mi-a scris, Dumnezeu să-l odihnească, care mi-a scris Vorbește Marea și mama, că am luat și în 88 premiu cu mama, tot al lui Aurel Manolache, mi-a zis, băi, din toată comisia aia, toți au zis că n-ai nicio treabă cu ceea ce se numește cântat. Nu ai cred. Voce mică, nu te miști, stai înțepenit, n-ai ce... Deci nimeni n-a vrut, nu vreau să dau nume... Absolut nimeni din comisia aceea din juriu a zis că n-ai ce să cauți la festivalul de la Mamaia. Singurul, eu, Aurel Manolache, am zis, am o piesă, una care se numește Vorbește Mare, am scris-o și s-ar potrivi băiatul ăsta. De singurul, n-am spus niciodată, singurul care a zis, hai să-l încercăm, și... a fost Aurel Manolache. Da. Ce înseamnă o șansă la momentul potrivit. Da, da. Tu ți încurajezi copiii să fie pe scenă, să continue? Încurajez să facă ce vor. Da. Da, îi încurajez absolut. Știi, spunea un timp mult mai deștept ca mine, acum vreo 100 de ani, cel mai greu pentru un părinte, că știu, ești părinte, este să-și dea seama de ce poate copilul lui să facă cel mai bine. Și dădea un exemplu. De exemplu, acum vreo 20 de ani mai spunea același lucru un american. De unde știi că n-ar putea ajunge campion la popice? Îl duci vreodată și la popice să vezi dacă dă bine cu bila? Îl spun eu, nu. Da. Știi? Deci cu cât e paleta mai largă, și eu zic la fel, cu cât e paleta mai largă și îi ofer o posibilitate, vezi unde are inclinația. Și atunci, cea mai mare bucurie în viață este să faci ceea ce îți place, pentru că te duci la serviciu cu bucurie. Nu, aoleo, iar mă trezesc. Și cred că în același timp mai ai o bucurie de părinte, faptul că, iată, copiii tăi își doresc să se realizeze singuri și nu vor ajutorul. Adică, ca părinte, te deranjează un pic chestia asta, dar în același timp îți și place că îi vezi că vor să fie independenți. Nu mă deranjează, pentru că tatăl meu, după ce am luat locul întâi la Mamaia, am ajuns acasă, stăteam în Colentina, la etajul 6, pe acolo, pe lângă școala de poliție, secția de poliție numărul 7, și eu eram fericit. Îți dai seama că pe vremea aia, fiind un singur radio, Radio România Actualități și TVR-ul, dacă piesa era bună, ea se difuza non-stop, se difuzau trofeul, premiul 1, premiul 2, și deveneai foarte cunoscut într-o săptămână. Și eu m-am dus, să credeam că cu mine a început muzica ușoară să termină, aveam 19 ani. Și m-am dus acasă fericit, cu cupa și nu știu ce, și dacă mi-a zis, fiata, stai jos. Deci în bucătărie. Ai trei variante. Ori dai la ase,
O la conservator, dacă vrei să cânti treaba ta, du-te, cântă, că eu nu de aia te-am crescut să cânti. Știi? Deci, dai că mi-a fost întotdeauna pe ideea și foarte bine a făcut. Atunci nu mi-a plăcut. O perioadă, dar a zis, bă, te lovești sigur cu capul de... altfel nu înveți. Că degeaba spun eu că nu-i bine aia, că nu-i bine aia. Trebuie să deci faptul că ei încearcă să descurce pe forțele lor, Doamne ajută. Normal. Au nevoie, îi ajut. Și cu sfaturile, că mă întreba cineva. Și am scris eu acum în a doua piesă de teatru, era discuție între doi și unul spunea, mă, dacă ție nu-ți place să dai sfaturi, să primești sfaturi, de ce insisti să dai la alții, știi? Așa e și bună eu. Asta. Îmi cer, le dau. Nu le dau. Stau în banca mea. Cătălin Crișan, oameni buni, o să ne și cânte, dar o să luăm o scurtă pauză de publicitate, așa că rămâneți cu noi. Puteți să-i scrieți lui Cătălin Crișan, pentru că tot ce pot să vă zic este faptul că dacă îi scrieți pe Facebook, cu siguranță mesajele rămân în online acolo. Dacă îi scrieți pe Instagram, rămân mesajele, dar pe YouTube la fel. Dar dacă îi scrieți scrisori, fiți siguri că păstrează scrisorile, pentru că și acum ai saci de scrisori acasă. Saci, am, da, și am avut timp un an și ceva să le iau așa la mână, da. Și ai retrăit toate momentele. Chiar ne-am trăit, da. Cătălin Crișan rămâne cu noi, așadar ne întoarcem în câteva momente. Aplauze, bis, vă rog frumos, vreau să mă simt Tavi Ursulescu. Nu se poate bis, dar după publicitate o să-l convingem să ne cânte. Cătălin Crișan, imediat. Am revenit pe final de emisiune, oameni buni, cu celebrul Cătălin Crișan, câștigătorul trofeului Mamaia. Și ce ciudat e, sunt doi Cătăline aici. Deci totuna când zice de Cătălin, nu știu dacă zice de el sau de mine, știi? Cătălin Crișan, oameni buni, o să ne cânte. Dar vezi, aici te-ai înșelat, pentru că i-am zis celebrul Cătălin Crișan. Păi și am putea să zici celebrul Cătălin Măruță. Nu, aici, domnul Crișan. Vă rog mult de tot. Eu n-am măsa aceea cu sute de mii de scrisori. N-ai, dar nu-i târziu. Exact. Ai pe mail, ai pe acum, pe vremea aia. Să știi că, probabil că tinerii de azi nu cred că mai stau tot mai au răbdare. Prin mesaje da, să scrie Facebook de mână. Nici nu știu dacă mai știu să scrie de mână mulți dintre ei. Da. Întreabă-mă că trece timp. Și asta e adevărat. Ce piesă cântăm azi? Știind că vin la tine, am căutat astăzi printre sacii de melodii. Sunt vreo 634 de melodii strânse în 33 de ani. Și am găsit una pe care nu cred că am cântat-o niciodată la televizor. În spectacol am cântat-o, dar la televizor nu. Cum se numește? Nu te juca. Și mai știi versurile? Nu. Celebru Cătălin Crișan, dați-mi voi să vă spun, un om minunat, ne cântă, să aveți un weekend cât se poate de frumos. Și aș vrea, uite, să salutăm așa un prieten, prietenul tău și un prieten comun, pe domnul Ovidiu. 1, 2, 3, Ovidiu. Pe domnul Ovidiu Ianițoaia. Exact, pentru că ți-a dat și mesaj că se uite la emisiune. Salutări lui Ovidiu Ianițoaia, un om fabulos de asemenea. Prietenul meu bun de tot. Prietenul tău extraordinar. Da. Cântăm, oameni buni, iar noi vă dorim un weekend minunat, iar luni ne vedem de la ora 3. Până atunci, o seară frumoasă, vă aștept pe Instagram, Cătălin Măruță sunt și vă pregătesc ceva surprize în seara asta, despre ce este vorba, vedeți pe Instagram, numai bine! Vrei să pleci, iubești pe altcineva? Te iubesc și nu te pot uita. Dar ascultă bine, eu n-am să te las nici măcar un pas. Lacrima și vorba nu ți le mai cred. Nu, n-am să te pierd. Nu te juca, nu poți convinge. Nu te juca cu viața mea. Doar clipa de noroc ne oprește iar un loc. Locul iubirii este rezervat. Nu te juca, nu poți convinge. Nu te juca cu viața mea. Doar clipa de noroc ne oprește iar un loc. Locul iubirii este rezervat. Spune orice ai vrea, tot nu te ascult. Te iubesc și nu doresc prea mult. Doar o șoaptă dulce, cum a fost cândva. Vreau iubirea ta. La
lacrima și vorba, nu ți le mai cred. Nu, n-am să te pierd. Nu te juca, nu poți convinge. Nu te juca cu viața mea. Doar clipa de noroc ne oprește iar în loc. Locul iubirii este rezervat. Nu te juca, nu poți convinge. Nu te juca cu viața mea. Iar un loc, locul iubirii este convinge. Nu te juca cu viața mea. Doar clipa de noroc ne oprește iar un loc. Locul iubirii este rezervat.